De ziua educației, Inspectoratul Școlar Județean Călăraș și Sindicatul Liber din Învățământ, filiala Călăraș, au organizat festivitatea dedicată educației și educatorilor pentru decernarea titlurilor de profesorul anului la fiecare disciplină școlară. 19 premii au fost acordate în cadrul festivității desfășurate pe 5 iunie, premiile fiind de 500 de lei, câte 250 de lei din partea Inspectoratului Școlar și respectiv a sindicatului. Festivitatea noastră se încadrează în această zi festivă pentru că este un moment de bilanț, un moment de apreciere, recunoaștere și stimulare a activității cadrelor didactice celor mai meritoase cadre didactice pe parcursul anului școlar 2018-2019. Desigur, această festivitate, inițiată de sindicat în anul 2008 și apreciată în mod deosebit de către Inspectoratul Școlar, ca dovadă că imediat Inspectoratul Școlar a percutat și s-a alăturat sindicatului în susținerea și promovarea acestei festivități, profesorul anului, când, într-adevăr, așa cum am subliniat, profesorii care au obținut cele mai frumoase rezultate de-a lungul anului să fie recompensați cu titlul de profesorul anului și, bineînțeles, și material cu un plic. Nu este un plic deosebit de mare, dar semnifică ceva și lucrul acesta trebuie să fie apreciat. Și pentru că tot vorbim despre bilanț, când fiecare învățător, profesor, educator în general își face bilanțul, nu putem să începem premierea acestor meritoși colegi fără să subliniem ultimul și printre cele mai valoroase premii care s-au obținut în județul nostru, și anume obținerea pentru a treia oară consecutiv a titlului de școală europeană de Școala Nicolae Titulescu, pe care vă rog să-l aplaudați și prin domnul director Mirică Nicolai să primească o diplomă de excelență din partea inspectoratului și a sindicatului. Și în continuare la fel. Nu dumneavoastră, ci școala. Urmașii. Dați-mi voie, pentru că domnul Bogatu a ținut să menționeze această performanță deosebită obținută a treia oară, da, de Școala Gimnazială Nicolae Titulescu. Este un merit datorat întregii echipe a unității de învățământ, profesori, elevi, părinți, cu toții dirijați cu măiestrie de o echipă managerială pe cât de valoroasă, pe atât de modestă. Am observat în toții acești ani și cu precădere ieri la festivitatea de premiere pe care Ministerul Educației Naționale a organizat-o la Parlamentul României, acolo unde aceeași echipă minunată de la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu ne-a reprezentat cu mândrie. Felicitări încă o dată, domnule director, felicitări întregii echipe pe care o păstoriți și mult succes în continuare. În prezidiu, stimați colegi, reprezint cea mai mare școală gimnazială din județ, peste 1100 de elevi, 80 de cadre didactice, plus încă 30 personal care are grijă de sănătatea și securitatea noastră. Nu am făcut ceva special, sunt onorat că sunt
în preajma celor mai cei dintre colegii mei care anul acesta vor primi titlul de profesor al anului. Într-adevăr, acest certificat l-am obținut pentru prima dată în 2013 și la trei ani am repetat prova aceasta. Probabil că cineva acolo sus ne iubește, ne-a văzut mereu în clasamentul celor mai performante în școli, conform certificatului de școală europeană. Colegii mei sunt mândri, copiii așișderea, bineînțeles că nu se vor opri aici, cu sau fără unii dintre noi, și eu cred că așa și trebuie. Le mulțumesc tuturor celor de la școală, mulțumesc inspectoratului școlar, care cineva spunea frumos așa și n-aș vrea cineva să-mi ia nume de rău, ieri la festivitate, că ne-a lăsat să muncim, sindicatului care a fost mereu alături de noi, și la propriu, dar și la figurat, domnul Bogatu a fost colegul meu și rămâne în școală în spatele meu. Așa că, dacă vreți soluții, noi nu avem, dar vă așteptăm să întregiți numărul școlilor performante pe acest capitol de școală europeană. Suntem doar 3 deocamdată. Vom fi, probabil, și mai multe ani următori și mă gândeam ieri, când ne uitam pe liste, Brăila a avut 10 școli. În clasamentul celor 87 de școli care au intrat la această premieră. Dar probabil că lucrurile acestea și le vom și vedea pe parcursul anilor se vor înmulți, pentru că tot ce e bun de regulă se adună. Mulțumesc foarte mult! Onorabil că suntem de rest, vă așteptăm pe la școală. Știți dumneavoastră, stăm în intersecție, de regulă poarta e deschisă. Mulțumesc foarte mult! Astăzi îi sărbătorim pe cei de la care elevii noștri deprind gustul studiului și al creativității, al succesului și al excelenței, pe aceia care dau aripi copiilor, dar și rădăcini, astfel încât, oricât de aspru ar fi vântul destinului, ei să rămână în picioare. Îi celebrăm și îi stimăm pe cei care îi ajută pe elevi să crească, să vadă provocări acolo unde cei mici zăresc bariere, pe cei care le sunt elevilor tovarăși de drum, căci, așa cum o știm cu toții, educația este întotdeauna un orizont și nu o destinație. Toate acestea sunt asumate de fiecare dascăl în clipa în care își alege acest destin, care este mai mult o vocație decât o meserie, iar acestea sunt izvoare de putere pentru truda zilnică la catedră. Bucuriile pe care elevii le oferă sunt adevărata răsplată pe care ne-o dorim, dar în același timp și măsura dăruirii noastre. Marcăm această zi cu o deosebită încărcătură emoțională, acordând distincția profesorul anului doar unora dintre cele mai meritoase cadre didactice din județul Călăraș, în semn de recunoaștere a valorii, a dăruirii, dar și a perseverenței. Vă felicit pe toți încă de pe acum, urez la mulți ani și multă putere tuturor dascălilor județului Călăraș.